În ultimele zile, mesele festive și-au pus amprenta și asupra stării de sănătate a multor băcăuani. După cum arată registrul de solicitări de la Serviciul Județean de Ambulanță Bacău, cele mai multe cazuri au avut simptome digestive. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Bacău atrag atenția și asupra altor boli care pot fi provocate de excesele alimentare. Tentația de a consuma alimente în exces și băuturi alcoolice poate duce la dispepsii gastrointestinale, adică indigestii, crize de ulcer, acutizarea colecistopatiilor cronice, pancreatite sau chiar infarct de miocard. Medicii atrag atenția și asupra importanței pe care o are calitatea alimentelor consumate. Acestea trebuie achiziționate numai din surse autorizate și preparate în condiții de igienă. Altfel, există riscul apariției toxi-infecțiilor alimentare, a salmonelozelor și trichinelozei. Serviciile de urgență prespitalicească și spitalicească sunt pregătite pentru toate situațiile. Deși spitalele se confruntă în această perioadă cu lipsuri pe fondul subfinanțării, camerele și unitățile de primire a urgențelor au fost aprovizionate cu materiale și medicamente suficiente. Pe parcursul anului, finanțarea a fost satisfăcătoare, iar în luna decembrie am suplimentat contractul la Spitalul Județean de Urgență cu 3 miliarde. Solicitarea conducerii spitalului a fost de 2 miliarde și jumătate, dar am avut posibilitatea să le asigurăm 3 miliarde, ceea ce am și făcut într-un act adițional la contractul pe care îl avem cu Spitalul Județean de Urgență. Astfel încât de sărbători să nu fie absolut nicio problemă din punct de vedere al dotării cu materiale sanitare, cu reactivi, cu medicamente.